Noi am avut o tinerețe care în vest n-am fi avut-o. Deci eu sunt fericit pentru ceea ce am trăit. Că am fost interzis, că la școală mă fugăreau, că vreau pe stradă să ne taie părul, să ne taie jeans și să... Stau și mă gândesc în fleacuri. Și am izbândit. Deci eu am o formulă. Cine în viața e ca la box. Cine în final mai stă în picioare, ăla au câștigat. Cu nasul spart, cu vânătăi, ăla a câștigat. Deci nu ne dăm bătuți niciodată. Fondator al grupului Phoenix, Nicolae Covaci este una dintre cele mai influente personalități ale muzicii pop-rock românești încă din anii de pionierat ai genului, cu Sfinții. După emigrarea solistului Moni Bordeianu, muzicianul a reinventat formația cu un stil etno-rock viabil pentru români și astăzi. În mai 77 a fugit la rândul său din regimul comunist în Germania, cu aproape toată formația. Iar în mai 91 a revenit pe scenă, atrăgându-i și pe ceilalți membri răspândiți în diaspora. Și oricâte obstacole au survenit în traseul grupului peste decenii, rockerul a renăscut cu Phoenix precum pasărea mitologică, concurând la titlul celui mai român dintre românii plecați în lume. Dacă e mai, la TVR Internațional e Nicolae Covaci, care de fapt n-a plecat niciodată. Noi am cântat din pasiune. Eram așa de pasionați. Deci nu mai vreau la un moment dat să facem nimic decât să cântăm, să cântăm, să cântăm. I-am dus cu forță pe băieții, pe Ioji, pe ăștia, i-am dus cu forță la cinematograf să mai vadă un film. Nu, la repetiție, la sala de repetiție. Adevărul e că am făcut rost de instrumente bune de la bun început și suna într-un fel încât ne crea o anumită stare care o ai poate numai cu droguri sau ce știu eu. Deci acea stare este inegalabilă. Și asta ne-a ținut, de fapt, tot timpul. Cu toate greutățile întâmpinate, starea aceea pe care o aveam cântând nu se poate descrie. În anii 60, și aici Moni poate să povestească și mai bine decât mine, intraserăm într-o lume orientată vestic. Deci noi ascultam Beatles, Rolling Stones, Birds, Kings, Easy Beats și așa mai departe. Știam piesele pe de rost, cântam notă cu notă. Asta a fost școala noastră. De aceea am învățat să cântăm bine. Noi am făcut lecții și privat de pian și gitară. Însă a învățat niște sisteme, a stăpânit niște mijloace de expresie. Asta înseamnă să muncești mult. Ori noi munceam enorm de mult. Am renunțat la multe, multe alte bucurii care le avea tineretul ca să cântăm, să cântăm. În ultimii ani 60, aceia ai venirii lui Ceaușescu la putere, România a cunoscut o anumită deschidere spre Occident, manifestată inclusiv în industria spectacolului. Lumea artistică a încercat să atragă atenția asupra realităților comuniste de după gardul vopsit. Melodia Phoenix, ca și filmul Canarul și Viscolul, au sfârșit prin a fi interzise, iar grupul a dispărut după concertul de adio al solistului. Eram frustrați de faptul că nu aveam voie să spunem ce vrem, deși la ora aceea lucrurile erau mai simple, pentru că țara era împărțită doar în două. Eram noi și ei. La ora asta, fiecare contra fiecăruia e o chestie foarte periculoasă. Dar la ora aceea știam încolo. Și atunci aveam tot felul de șopârlițe în exprimare. Textierii noștri, atât
Victor Șuvăgău, cât și Victor Cârcu, erau niște tipi foarte isteți și aveau inspirație deosebită, fiind și în clanul ăsta fericit de băieți răi, au găsit posibilitatea de a strecura acele șopârlițe. Chiar și mamă, e un cât de cât de nevinovat, dar ce viață aspră! Nu ne-au dat voie să spunem ce vrei, cum viața aspră la ora aceea. Mamă, ce vrei cu mine? Bine. Dar toată ideea este că mai lăsați-mă în pace. Sau Canaru. Canaru care este atât de evident, de fapt. Eu mă și mir că l-au acceptat. Întreaga casă e în picioare, vor să mă facă om. De luni de zile înghit morala și mă prefacă dor. De mâine foaia filmări inedite cu formula celei de a doua perioadă, așadar Etno, conceptul care a relansat grupul urmând aparent noua linie culturală obligatorie. Denotat că atât bateriștii cât și organistul Günther Reininger și textierii Victor Șuvăgău și Victor Cârcu din anii 60 aveau să plece în străinătate mai devreme sau mai târziu. Este și cazul percuționiștilor din aceste imagini, Costin Petrescu și Valeriu Sepi, ca și al textierului din perioada Etno, Andrei Ujică. Te întreb pe tine, soare, dragostea purita oare? Te întreb pe tine, soare, dragostea purita oare? Existau în pivnițele electricone, în arhive, înregistrări încă de pe vremea când nu exista bandă magnetică pe cilindru de ceară lui Edison. Deci, ritual, muzică de ritual și obiceiuri precreștine. E, le-am ascultat zi și noapte, eram cu Ioji, ne-am încuiat în casă și plângeam, mi se făcea piele de gâscă, mi se ridica părul în cap, ce am auzit acolo. Și după o vreme, încărcați cu stările acelea, am început să bibilim instrumentele și așa a apărut primul disc de încercare în direcția aceea cei ce ne-au dat nume. În 1971, întoarcerea lui Ceaușescu dintr-un turneu în lagărul socialist asiatic a însemnat schimbarea foii în politica culturală românească. Lumii artistice i s-au stins reflectoarele și i s-au impus mesaje realiste. Zica ei și Fă ca tine au făptuit Covaci și rockerii deveniți peste noapte haiduci. În momentul în care l-am ales pe Baniciu, care îmi plăcea la ora aceea, arăta foarte bine și avea o voce deosebită, Reininger a ieșit din formație, Camoș a dat demisia, a ieșit din formație, nu-l vreau pe Mircea. L-am forțat să meargă în față, să dea măcar dintr-un picior și din tamburină și s-a impus, cu vocea lui s-a impus. Mai ales, spun, arăta și foarte bine, fetele se tupeau după el și... Totuși, eu cred că ceea ce a impus la ora aceea a fost mesajul, a fost piesele. Pentru că poți și pentru neric să asculti, nu știu, Muguri de Fluier sau Strunga sau ce vrei și îți dă o stare. Ne umbrite de nou la virii.
În septembrie 76, după discurile Muguri de Fluier și Cantafabule, care au urcat grupul în vârful topurilor, valurile popularității Phoenix depășiseră orice închipuire, dar și răbdare din partea autorităților comuniste. Atmosfera occidentală de la concerte, din polivalente și stadioane, a hotărât inclusiv securitatea să pună capăt acțiunii liderului, care este interogat insistent. Două săptămâni m-au frecat, avem martor, aduceți-i că mănânc cu pantofi cu tot. Până la urmă, da, ai terminat, ai încurcat-o, Covaci, ai schimbat-o $1,000. M-a trecut așa un fior. Zic, ăștia chiar nu știu nimic. Eu am schimbat $10,000. M-am sculat în picioare și am spus, în clipa asta eu plec acasă și îmi dați o hârtie că nu mai sunt român. Dacă așa vă purtați cu mine, îmi dați o hârtie că nu mai sunt român. Ce, că te bate și te... Mă omorau ea, omoram și eu vreo doi, poate. Au sărit ei peste ei, s-au luat în brațe și la un moment dat vine unul cu o hârtie, te costă $1,000. O mie de lei. Am plecat de la poliție cu o hârtie că nu mai sunt cetățean român. Eu nu mai am renunțat la cetățenia română acolo. M-am dus acasă, băieții repetau, zic, băieți, eu trebuie să o tai, nu mai sunt român. Să plângă aia. Zic, nu plângeți, vă las instalații, vă las instrumente, vă las tot. Eu nu mai sunt român, am tăiat. Ca și în grupajul video anterior, imagini filmate de Ioan Cărmăzan, care nu puteau apărea la televiziunea oficială până în 1989. Melodia a fost la rândul ei cenzurată, apărând doar pe coloana sonoră a filmului Nemuritorii. Am dat un telefon, a venit o prietenă din Amsterdam, ne-am căsătorit, a doua zi, actele, am primit un pașaport, roza, scria doar, valabil 30 de zile, Amsterdam. Atât. Înțelegi? One way ticket to the moon. Și am tăiat-o. Ce era să fac? Le-am lăsat totul la băieți. Dar, dincolo am încercat să-i scot. Am fost la tot felul de case de discuri. Vai, ce muzică interesantă, ce muzică bună. Hai să înregistrăm, hai să facem. Zic, dați-mi un contract. Nu, contract facem pe urmă. Mergem în studio, înregistrăm, pe urmă facem contract. Eu nu știam cum funcționează lucrurile. Dați-mi mai un contract. Nu, m-am enervat într-un fel. Am cumpărat un camion, tocmai era cu tremur acela. Și am venit cu camionul încărcat cu ajutoare. La graniță le-am spus, vedeți, când ies cu instalația toată, că am o instalație mare. Odată ăștia din nume. Viața bate filmul. Covaci reface trupa pentru câteva concerte. Iar în ziua în care Phoenix urmau să cânte la un festival din București, chitaristul Erland Krauser, basistul Yoji Kappel și bateristul Ovidiu Lipan Țăndărică rămân alături de lider într-o escapadă cu riscuri uriașe, forțând cel mai bine păzit punct de frontieră, acela de la Porțile de Fier. Zic, ieșim. Definitiv. Acum ori niciodată. Hă? Acum ori niciodată. Cum? Zic, este o poziție de yoga, le-am încercat pe toate. Maica mi-a pus niște pânză neagră unde am scos difuzoarele din boxe ca să nu se vadă. Singura care a știut a fost maica mea. A plătit și foarte scump. Și zic, este o poziție de yoga, vă dau și Valium, stați liniștiți. Nu se întâmplă nimic, eu garantez. Nu am mai zis nimic. Ăsta, Krauser a sărit. Și spune, mama, să-mi facă valiza. Am rupt telefonul din perete. Așa cum ești. Era un t-shirt și în sandale. Zic, acum ori niciodată. Singur sunt pe drum. Ce las în urma mea ești tu. Acum știu că nici o stea nu mă vrea la ea. Singur sunt pe drum. Din păcate, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu aceea din târg. Producătorii germani n-au înțeles limba română. Dar ce muzică interesantă, dar nu înțelegem ce limbă cântați. Zic, latină veche. Dar trebuie să înțelegem. Și m-am gândit, zic, da, au dreptate, hai să cântăm. Da, nu, cât în nemțește. Și primul text la Baba Novac s-a făcut încă în 78, cred. L-a făcut John Kirkbride, basistul de la Moody Blues.
Și am avut cunoștințe în cercurile astea și mi-am făcut texte foarte frumoase. Poți asculti și Mica Țiganeadă, poți asculti și Nunta în engleză, Iarna, și sunt o serie de piese care sunt și în română. Restul de pieselor le-am compus direct în engleză atunci. Și începuse să meargă treaba, dar mi se terminaseră banii. Eu aveam niște rezerve, s-au terminat și a început foamea. Odată ajuns și în Germania, în 77, Phoenix încearcă consacrarea pe meleaguri străine de cele care au influențat atât de mult prin folclor muzica rock a timișorenilor. Cu solistul 60-ist Moni Bordeanu revenit din America, melodiile cu vocație vestică au fost reînregistrate cu texte traduse. În primii doi ani, concertele germane au dat speranțe fugarilor, apoi grupul s-a dizolvat. Refăcusem formația, aveam la un moment dat un basist sârb, cu o voce nemaipomenită, Copilovici. Aveam un violonist, Manny Neumann, aveam un toboșar, neamț, foarte interesant. Dar cu timpul mi-a trecut supărarea. M-am împăcat cu Ioji și cu Ioji am început să lucrez iarăși în studio și am făcut instrumental, am făcut aia Ciocârlie, am făcut balada lui Ciprian Porumbescu, el și-a făcut un mic studio acasă și am stat noi acolo și ne-am jucat. Nicolae Covaci a continuat de unul singur, cooptând noi muzicieni sub vechiul standard. Apoi și-a readus Ciracii în ceată, fără să spere la o revenire în România, care trecea prin cele mai grele momente ale dictaturii. Dar în decembrie 89, pe treptele catedralei de la Timișoara, primii români liberi au fredonat din nou Phoenix. Grupul s-a reunit în primăvara lui 90 la Paris, iar după un an la primul mare festival post-decembrist din București. Aici am dat de Vaniciu. Mă rog, cu Dixie Krause la bas, Catena, Anca ne-a ajutat și flautista lor. Și, mă rog, a fost o combinație interesantă, s-a cântat Phoenix și erau vreo 15.000 de oameni acolo care așa s-au bucurat și mie mi-a căzut falca. Deci, nu știu, de la 7 la 70 de ani erau acolo și știau, cântau silabă cu silabă piesele mele. La asta nu m-am așteptat. Bun venit acasă, formații Phoenix! În toamna lui 91, Phoenix au revenit ca pe vremuri într-un turneu organizat cu mari eforturi de Dan Chișu. Din păcate, show business-ul românesc își schimbase regulile, iar membrii, indiferent de țara de domiciliu, aveau și alte priorități. Dincolo de toți, însuși Nicolae Covaci, rezident în Spania, a fost nevoit să sacrifice tot ce a putut, vânzându-și chiar și instrumentele. Eu consider că piesele scoase după anii 90 sunt mult mai prețioase decât cele până în 90. Au fost curajoase, au fost încercări, unele prietenoase, unele mai folclorice, alte mai, nu știu cum, îndrăznețe în cantefabule. Dar piese serioase, cum s-au scos în albumele scoase după 90, n-am avut. Deci și sună într-un fel și o anumită ținută, atât acustică cât și ca mesaj și deci mie mă doare inima că la ora asta mediile sunt private și fiecare face de capul lui și nu mai avem medii. Deci e păcat că lumea nu cunoaște ceea ce am compus. Am compus o groază de piese și lumea crede că eu nu mai fac nimic. Dar lumea nu știe. Venit cu noi, divertit Timișoara.
pentru mine, datoria unui artist este să dea. Un artist trebuie să dea. Cu cât dai mai mult, cu atât ai șansa să creezi acel feedback să vină înapoi. Se întâmplă să merg la un concert, să mă întorc de 10 ori mai încărcat când am plecat acasă. Pentru că lumea îți dă înapoi dacă reușești să apeși pe butonul respectiv. După câteva discuri cu noi compoziții, care în ciuda valorii nu au putut atinge popularitatea hiturilor din anii 60-70, Nicolae Covaci a încercat să revină la proiectele din exil. Unul s-a numit Imperiul Vampirilor, interpretat greșit de producătorii de la Hollywood. Bună oară! De ultimă oră este un alt concept vehiculat încă din anii 90. Cea mai importantă lucrare la care lucrăm acum este Ante Miorița. Nu Miorița, Ante. Înainte de Miorița, ce s-a întâmplat? Că eu vin de 20 de ani și spun, vine lupul și tot, lupul, bă, bă. Și găsesc pe Valea Timocului, mi-e plac sârbii. O variantă de Miorița, care îmi place mie. Miorița e fermecată, care trăiește prin toate civilizațiile omenești. Și istoria s-a repetat și la alții, nu numai la noi, cu trădarea. Și îi spune lui ăsta ce o să pățească, vezi că de seară ăștia ți-o trag. Ăsta nu spune, vai, păi spune-i mamei mele că m-am căsătorit și la nunta mea a căzut o stea și tra-la-la. Se întoarce când de prietenului îl mai bun, atenție, element nou, prieten, câinele. Zice, nu, de seară ne-o bate și dă cap în cap aia. Asta e varianta mea, pe asta am clădit și avem piese, avem scenariu, este scris. Mai am nevoie de un textier foarte bun, poate îmi găsești unul. Mireasa lui, uitor de la ea, rupt predice și mântră ca o stea. Păi ce-o mai jucă, la-i-la-la-la-la-la-i, și ce-o mai cântă, la-i-la-la-la-la-la-la-i. Ce-o mai rupă la apis, ce-o face doia. Am tineri care au întinerit și au împrospătat Phoenix-ul. Am un gitarist formidabil de 12 ani, Andrei Cervu. Am un tuboșar nemaipomenit, Flavius Hosu. Am un solist vocal care impune și este credibil, Costin Adam. Și ce să zic, există un val din ăsta de energie și de elan care vreau să-l exploatez. Unde ești tu, tepeșcoare, la punând mâna pe ei, să ia pomii, să-i tragi în țeapă, desmintiți și pe mișei, și pe cei ce nevân țara, să îi pui la zi pe toți, și să-i spindeci fără milă, că sunt criminali și moți. Eu spuneam de mult, zic, mai aș vrea să stau în sală să aplaud o tânără formație Phoenix. Acum faci, ești nebun, cum? Nu se poate, păi fără tine, fără mine, oameni buni. Le dau steagul în mână să ducă steagul mai departe. Mă ocup de ei și în continuare. Dar cât mai stau eu pe scenă? Hai să fim serioși.